Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost un weekend aglomerat pentru mulți dintre noi, mai puțin pentru Luca. Luca s-a dus la competiția de pescuit. Foarte frumos. Ce capture au fost acolo. Ce ai făcut, mă? Deci tu ce ai făcut? Ai stat pe mal și te uitat sau cum? N-avem să văd că ei sunt cu bărcile. În plus, peștii sunt în apă. Da. De nenorocire, nu se vede nimic. Dar ai văzut pozele pe Facebook? Am văzut după aia, da. Păi nu, acolo, la festivitatea de primire, s-au arătat... Capturile? Capturile, da. Păi nu le dădeau drumul? Au arătat pozele cu capturile. Da, măi, că ți-am spus că au câte două camere în fiecare barcă. Da. Se filmează non-stop, plus că toate capturile sunt fotografiate pe o riglă, ca să vadă ce deci... s-a prins. Și la finalul competiției voi v-ați dus la cinematograf și v-ați uitat cum au prins peștii? Am avut o festivitate de premiere în sala de mese. Unde în altă parte. Așa. La masă pește sau... Ce-ai mâncat? Mici. Mamă, n-am cum să vă spun că vă dau peste cap. Zic. Aseară am mâncat alaltă seară, vițel la proțap. Prins în delta. Eu, curățat de solzi. De duse iama în stuf. Da. Am fost la pescuit. Bă, am mâncat o vacă. Da. Nenumărat pește. Am mâncat zargan. De pește de apă. Vinele am mâncat delta. Caras. De delta. Da. Da, foarte bun. Ii crede, știu că... Da. Treabă. Somon ceva nimic? A fost și o toradă, n-ai prins, n-au prins pe Da. Dar ai avut voie să indică, ți-au dat voie. Cum ai intrat? Adică era bufet suedez sau pe comandă? Cum a fost la masă? Bufet suedez. Și bufet erați toți... Dimineața și seara. Aveți legitimații pe piept? Nu, la pescuit? Nu. Nu, era... Se mergea pe încredere. Băi, asta cu mersul pe încredere, pe cuvântul meu, la bufetul suedez, ăsta e un lucru, m-am întrebat întotdeauna, totuși, pe ce nu vine lume din afară? Că la intrare acolo la bufetul suedez, în cel mai bun caz, este un domn sau o domnișoară și te întreabă numărul camerei. Da. Poți să zici ce vrei. 316. Eu de obicei greșesc, eu nu țin minte numărul camerei. Dar să n-ai ghinion, să dai unul care e deja bifat. Ai. Acolo ridici semne de întrebare. Te duci tu la prima oră. Și zice, aule, am greșit numărul camerei. Cât e bifată? 309. 318, de fapt. Înțelegi? Și acum nici nu mai primești cheie de aia, știi cum era pe vremuri, ca să nu pleci cu ea, îți dădeau câte o greutate. Trebuia să ai grijă să nu o scape picior. Da, ca să nu, să nu se vânețească unghia. Să o lași la recepție, ca să aibă securitatea acces când voia. Asta e moștenire de pe vremuri. Da. Acum sunt niște cărdulețe și alea sunt programate. Nici măcar nu mai scrie numărul camerei pe ele. Și să intri și să spui pur și simplu un număr. Mănânci, pleci, n-ai niciun fel de probleme. De ce nu se... Sau poate se face și nu știm noi. Se mai practică. Se practică? Da. Super. Eu m-am gândit de vreo două ori că aveam bolă pe vreun vecin de stat de hotel unde stăteam mai mult și mă enerva. Mă enerva însă între ghilimele. Și mă gândeam să mă duc mai de dimineață să spun numărul camerei de alături, să mănânc și să mă mai întorc o dată după. Băi, da, adică să mănânci de după. Da, și apropo de asta, mai e una. Știi că uneori dacă mănânci la restaurantul unui hotel, poți să treci pe cameră. Uh-huh. M-a trecut cineva vreodată pe altă cameră? Nu. M-am gândit, dar nu s-a... Bă, nu, n-am avut-o pe ori. Bă, e așa o chestie, știi? Ce cameră? Ia puneți 124. De data asta. Semnezi, n-ai nicio problemă. Dar a încercat... Fraților, a încercat cineva așa, odată. Deci, a intrat cineva să mănânce la bufet suedez fără să aibă dreptul, pe nașpa, zicând o cameră oarecare? Și cum a fost emoția? Cum a fost senzația? Dați-ne mesaj. Eu nu cred că... Cred că asta este una din ultimele manifestări de încredere în societatea omenească. Faptul că oamenii nu se duc să mintă cu așa ceva, în rest se minte cu orice. Dar cu asta am senzația că nimeni nu minte. Încercăm și noi la 10. Eu mărturisesc. Aha. A, stai. Și a trecut cineva pe nota de la restaurant altă cameră? Dați-ne mesaje. 0728-3D1-3D2. Am vrea să știm povestea. Mărturisește, fiule. Am mâncat. Cum? La un bufet suedez la mare. Da. Eu, uite-mă, eu caut printre ascultători Europa FM și avem ascultatorul aici în studio. Da, a fost accidental. Am mâncat accidental. Cum accidental? Dom'le, deci, eram cu un prieten. Așa. Nu mai țin minte dacă eram în Mamaia sau în Neptun, dar parcă Neptun, nu mai știu. Da. Nu știu, erau mai multe hoteluri unul lângă altul. Mă rog. Înșiruite. Așa e greșit. Și noi veneam de pe plajă și vroiam să mergem pe faleză la un magazin. Da. Și tot nu reușeam să
ieșind de pe... Și am găsit un hotel cu terasă. Și am zis că o luăm pe acolo. Și când am luat-o pe terasă... Deci noi duceam la cumpărături. Dar dacă tot era mâncare în drum... Asta zic. Adică eram, era noastră. Eram să evit. Întâmplarea a făcut că aveam și tricouri pe noi. Vina aia la ora. Plajă. Acțiunea se petrece la 9:30 dimineața, în plin mic dejun. Și noi, cum o luăm prin terasă, n-aveam pe unde să trecem decât prin sala de mese. Și v-a făcut poftă. Și am zis, hai mă, ce-o fi? Și am luat-o prin... Și am remarcat la un moment dat că suntem în mijlocul sălii de mese, noi doi, și nu ne întreabă nimeni nimic. Și dacă... Și atunci s-a născut ideea. Nu s-a născut nimic. Prima oară am văzut, să ne uităm de curiozitate, ce au ăștia la micul dejun, să vedem și noi așa, pe o cultura noastră generală, băi, ce se dă la noi la mare, la un mic dejun bufet. Bă, tu ești cu alcoolici, știi, numai una mică îl iau. Una mică și plecăm. De puftă s-a făcut repede un... Un platoaș? Nu un platoaș, nu. Am luat un semvicus și am ras-ot. Adică n-am făcut, nu ne-am așezat la masă, nu, era circ. Ați băcat în picioare? Da, mă, da, l-am luat en passant. Da, tot aia sunt de vină, că nu v-au invitat la masă. Era poftă. Da, ești foarte bun, mă, să trăiești. Mă bucur că ești coleg cu noi. Am ieșit pe partea elaltă, nu ne-a zis nimeni nimic. După aia am avut puțin... Emoții. Nu emoții. Te-ai gândit că o să vine să spună, dă semi și înapoi. Nici. Ne-am gândit, mă, dar... De ce nu ne-am așezat? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.